Doamnelor, domnilor, bună seara! Eu sunt Elena Guțu, urmăriți emisiunea Obiectiv Comun. 22 iunie, 16 iulie 1941. 2400 de soldați români mor la capul de pod Țiganca din Republica Moldova în lupta pentru eliberarea Basarabiei. Trecerea Prutului și forțarea soldaților ruși spre Nistru au dus la una dintre cele mai mari pierderi de vieți omenești din timpul războiului. Ceea ce numim astăzi bătălia de la Țiganca sunt, de fapt, luptele pentru cucerirea zonei fortificate de peste Prut, cuprinzând satele Țiganca, Stoienești, Leca, Iepureni. În vara anului 1941, la Țiganca au fost înmormântați în gropi comune 1020 de soldați, conform datelor Oficiului Național pentru Cultul Eroilor. Pe cei care nu au încăput, i-au dus în cimitirul satului Cania. După săparea gropilor și depozitarea cadavrelor pe dealul de la Țiganca, cimitirul a fost amenajat și îngrădit, iar până în 1944 a existat chiar un monument în amintirea eroilor. Regimul sovietic a impus apoi desființarea urmelor românești. Buldozerele au nivelat locul, crucile au fost smulse și aruncate, iar peste oseminte a fost amenajată o crescătorie de porci și ulterior o stână. După 1990, când Uniunea Sovietică s-a dezmembrat, situația acestui cimitir nu s-a schimbat prea mult. În octombrie 2005, trei cruci de lemn înfipte pe un deal marchează osemintele eroilor din cel mai mare cimitir al eroilor români din Basarabia. Despre cei 80 de ani de la crunta bătălie de la Țiganca și eforturile de construcție a complexului mănăstiresc în memoria eroilor căzuți la datorie, discutăm astăzi în cadrul emisiunii. Îl prezentăm pe invitatul din această seară. Îl salut pe domnul Mihai Postovan, președinte Asociația Națională a Veteranilor Români din Republica Moldova. Domnule Postovan, bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Mulțumim pentru prezență. Așadar, Patriarhia Română a decretat anul 2021 anul omagial al pastorației românilor din afara României și anul comemorativ al celor adormiți în Domnul. Vă întrebăm, domnule Postovan, pentru început, Ce impact ar avea anume acest moment asupra românilor din diasporă, din comunitățile istorice, din Basarabia, ținând cont de faptul că în acest an se împlinesc, iată, 80 de ani de la bătălia de la Țiganca? Au trecut 80 de ani de la acea bătălie în apropierea satului Țiganca. Dar până în prezent, în memoria noastră și în amintirea noastră, trebuie să fie vie în fiecare zi, deoarece aici s-au sacrificat la ordinul mareșalului atunci să treacă Prutul. Asociația Veteranilor de Război a Armatei Române din Republica Moldova aduce în fiecare an un omagiu tuturor martirilor care s-au născut în România Mare, au trăit și au luptat pentru ea în cel de-al doilea război mondial. S-au sacrificat tinereța, viața, pentru țară, credință și neam. Pentru țară, credință și neam și pentru că ați pomenit despre omagiu. Domnule Postovan, doamnelor, domnilor, vă invităm să urmăriți un reportaj realizat de colegii noștri în dimineața acestei zile la Țiganca, unde Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, împreună cu un sobor de preoți, au oficiat slujba religioasă, dar și un tedeum de pomenire a ostașilor căzuți în 1941 în bătălia de la Țiganca. Astăzi comemorăm bătălia de la Țiganca, cea mai sângeroasă luptă dată de eroii români pentru reîntregirea țării. Prin intermediul rugăciunilor și a parastaselor săvârșite periodic aici la Mănăstirea Eroilor, clericii au grijă să păstreze vie flacăra memoriei înaintașilor care și-au jertfit propria viață pentru a le dărui viață urmașilor. Mănăstirea
Mănăstirea Eroilor a fost înființată prin implicarea înaltpreasfințitului Petru, mitropolit al Basarabiei, în anul 2004. Ulterior, în 2005, pe locul vechiului cimitir al eroilor căzuți la datorie în cel de-al doilea război mondial, datorită autorităților statului român și Republicii Moldova, a fost reamenajat cimitirul de onoare al eroilor jertfiți pentru eliberarea Basarabiei. În anul 2006, în prezența majestății sale, regele Mihai al României, care a participat și la inaugurarea acestui cimitir în anul 1941, a fost inaugurat cimitirul eroilor. Eroilor, stanții, luptătorii, jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagări și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea și demnitatea noastră. Pe toți cei care s-au jertfit la Țiganca, Odessa și în alte locuri, pentru eliberarea Basarabiei, pe toți cei care au murit în lagări și deportări, pe cei care nu are cine să-i pomenească, tot neamul lor ce l-a dormit să-i pomenească, Domnul Dumnezeu, într-o împărăția ta. La liturghia de astăzi au participat mai mulți clerici și enoriași de pe ambele maluri ale Prutului. Legătura duhovnicească și spirituală demonstrează că nicio distanță nu este prea mare. Am avut un bunel chiar când era războiul, o bombardat ei, toți au murit, el cu cărțica de rugăciune, o găsit-o, a ieșit mai el unul viu, o scos cărțica, o citit mai departe, l-am prins în viață, el îmi strânge cărțica și în ziua de azi l-am strâns, am acu cărțica lui, chiar de rugăciune o am. O spus că războiul să nu mai dorească la nimeni și nici copii, nici nepoți, nici strănepoții noștri să nu știe. Și dorim într-adevăr și pace și liniște pentru toată lumea de pe fața pământului. Noi de acum să păstrăm pacea și să o cadonăm la copiii noștri. Dacă nu s-ar fi luptat ei pentru libertatea pe pământ, pentru pace, pentru tot, nici noi nu era să fim, cred că, în ziua de azi. Dar așa ne-a dat viață urmașii lor și noi trăim, de acum dăm viață la alții, da? Avem lumină, avem soare, avem de toate, bucurii. Când te gândești că pentru ce-a murit ea, s-a dus în fundul pământului, nu mai văzut, parcă aș fi vrut să lupte, dar să trezească o leacă, să vadă și pe pământ cât e de bine când îi pași și liniște. Pentru asta s-au luptat ei. După liturghie, clericii au oficiat tedeumul de pomenire a ostașilor căzuți pe câmpul de luptă. E o onoare să mor la datorie, e o onoare să mor pentru țară și neam, e o onoare să mor cu demnitate pentru libertatea și pentru binele caselor tăi. Cea mai importantă sau cea mai sângeroasă zi a fost data de 12 iulie 1941. În acea zi, timp de aproape 16 ore continuu s-au dus bătăliile anume pentru acest deal. În acea zi au murit peste 300 de soldați. În acea zi, numai puțin de 10 ore, a fost bombardament concomitent în care s-au lansat peste 120 de tone de obuze. Ca să vă dați seama despre amploarea acelui eveniment. Este ca niciodată relevant acest eveniment pentru că urmăresc cu atenție activitățile pe care le face Episcopia Basarabiei de Sud și în special preasfinția sa Episcopul Veniamin. Nu numai din considerentul că facem parte din Episcopia Basarabiei de Sud, dar recent am înființat și noi o parohie ortodoxă sub oblăduirea Episcopiei Basarabiei de Sud. Spre fericirea noastră am și primit un preot cu familie care a venit tocmai din județul Sibiu, România. Și cu adevărat anul acesta pentru Feșterița poate fi considerat un an pentru dedicat de Patriarhie Română, anul românilor din afara granițelor. Acestei eroi este de fapt o datorie lăuntrică, care ea nu vine de nicăieri, este o chemare, pentru că avem acest legământ cu strămoșii noștri și în special cu cei care s-au jertfit pe altarul credinței noastre ortodoxe și au apărat acest pământ de puhaile străine. Acest lucru îl facem și noi în localitatea noastră pentru că avem un cimitir care
Dacă aici s-a înființat în perioada când armata română era în atac, la noi era în retragere din luptele de la Nistru în vara anului 44, am inaugurat și noi în 2009 cu ajutorul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor Români de la București acel cimitir și școala din localitate are grijă de atât de atâția ani, a avut grijă și până la inaugurarea respectivă, pentru că este la intrare în cimitirul parohial și avea niște cruci de lemn care an de an erau îngrijite de către locuitorii satului nostru. Nu s-a pierdut în timp, chiar dacă cineva și-a dorit valorile ortodoxe române în Basarabia și ele o să revină la normalitate, sperăm în curând. La începutul lunii iunie, preasfințitul părinte Veniamin a sfințit piatra de temelie a viitorului corp de chilii de la Mănăstirea Eroilor Români cu hramul Înălțarea Domnului din satul Stoianovca, raionul Cantemir, care va găzdui obștea monahală, dar și pelerinii care vin să viziteze aceste ținuturi. Din 2004 s-a pus temelia unei mănăstiri, așa s-a crezut de cuviință de către înalt preasfințitul părinte Mitropolit Petru, dar și de către clericii din acest protobiat și din Episcopia Basarabiei de Sud, Caraţiganca, să se ridice o mănăstire în cinstea eroilor cu hramul Înălțarea Domnului. S-au început de atunci lucrările la această mănăstire, însă au avansat încet, ca orice lucru care trebuie făcut cu multă înțelepciune și cu multă chipzuială ca să fie util, să fie practic pentru consolidarea unității, dar și spiritualității neamului nostru. În anul 2018 s-au început lucrările la bisericuța pe care o vedeți dumneavoastră ridicată și în care ne-am rugat astăzi. Și ea va străjui la capetele eroilor care s-au jertfit aici, sunt pomeniți în fiecare zi la slujbele care se oficiază, dar și la momentele festive, toți eroii care s-au jertfit la Țiganca, Iepureni și în altă parte. Anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, am pus piatra de temelie pentru viitoarea mănăstire. E o provocare pentru noi toți și nădăjduim că Dumnezeu ne va ajuta să ducem la bun sfârșit această lucrare, pentru că o mănăstire presupune multă smerenie, presupune multă dragoste, multă credință și mai ales multă jertfă. Toți cei care doresc să sprijine lucrările de construcție a Mănăstirii Eroilor Români pot contribui financiar. Având în vedere faptul că aici este un loc de jertfă și am putea spune că totodată este altarul mucenicilor care s-au jertfit pentru eliberarea Basarabiei, noi ne dăm toată silința să înfăptuim atât programul liturgic, după cum este tradiția vieții monahale, dar totodată dorim să ne extindem și să conturăm aici o obște monahală care, prin aporturile sale, să aducă o valoare deosebită culturii de aici, din aceste ținuturi, și totodată dorim să înaintăm și să progresăm, pentru că viața bisericii este dinamică. Avem, cu binecuvântarea preasfințitului părinte Veniamin, un proiect foarte frumos prin care dorim să facem un așezământ monahal de tradiție bizantină, așa cum sunt recunoscute cele din România și din tot spațiul bizantin. Lupta de la Țiganca este considerată de istorici cea mai sângeroasă bătălie purtată de români pentru recuperarea Basarabiei de sub ocupația sovietică. La cimitirul din satul Țiganca și-au loc de veci peste 1000 de ostași români căzuți la datorie. Deci, prin această ediție comemorăm bătălia de la Țiganca, cea mai sângeroasă luptă dată de români pentru reîntregirea țării. Discuției noastre s-a alăturat și istoricul Sergiu Cataraga. Bună seara, domnule Cataraga. Bună seara. Domnule Cataraga, întrebarea ar fi de ce, care este de fapt istoria bătăliei de la Țiganca și de ce este considerată una dintre cele mai sângeroase? De fapt, bătălia de la Țiganca este unul din episoadele luptelor purtate în Basarabia în anul 1941 în cadrul așa numitei operațiuni München, prin care, scopul care de fapt era preluarea înapoi a Basarabiei sub controlul României. Ceea ce a început în ziua de 22 iunie, în prima zi de război dintre Germania fascistă și Uniunea Sovietică Comunistă, bineînțeles că viza direct și spațiul nostru aici în
sudul fostei Uniunii Sovietice, care încă înainte de începerea operațiunilor de război a creat un front, așa numitul Iujni front sau frontul de sud. Războiul nu era, dar frontul de acum era creat cu mult timp înainte de începerea războiului și noi tot timpul ne punem întrebarea. Ce s-a întâmplat de fapt în ajunul războiului și cine și ce scopuri urmărea, ce motive stăteau la baza acestui conflict. Nimeni în ziua de astăzi nu-și mai face iluzii că războiul era unul inevitabil, pentru că punctul 3 din pactul Molotov-Ribbentrop privea numai Basarabia, privea, se referea la întregime la întreaga Europa de Sud-Est. Și interesul Uniunii Sovietice față de Basarabia era unul minimal. Pentru Uniunea Sovietică, pretențiile înaintate cu un an de zile mai înainte erau numai un motiv de un război direct cu România, pentru a prelua control asupra zăcămintelor de petrol și pentru a limita accesul Germaniei la zăcămintele de petrol din România. Toți știm în ziua de astăzi că 3/4 din petrolul folosit de către Germania în cadrul războiului mondial a fost de proveniență română. Și acest război a fost unul inevitabil în contextul evenimentelor de atunci, în anii 39, 40, 41. Era numai o chestiune de timp. Până la urmă, Hitler a luat inițiativa în mâinile sale și a atacat el primul Uniunea Sovietică și a urmat acel război care a intrat în istorie sub numele de așa numit Marele Război pentru Apărarea Patriei, Velika Atecistvena Vojna. Și am zis, Țiganca era numai unul din episoadele acestui război și de fapt a fost o operațiune de atragere a principalelor forțe ale armatei a noua sovietice în acest sector de luptă, Fălciu, Țiganca, Stoianovca, Cănia, lucru care de fapt și s-a întâmplat, care la rândul său a permis realizarea loviturii principale, începând cu ziua de 2 iulie, din Sculeni spre nord, Bălți, Soroca, ca mai apoi să învăle trupele sovietice în Basarabia centrală și de sud, să se înainteze până la Odessa. Asta a fost de fapt esența luptelor de la Țiganca. Sustragerea trupelor și atragerea reciprocă în lupte de o densitate nemai văzută și de o, cu niște pierderi enorme pentru acea perioadă. Domnule Postovan, astăzi, cine se odihnește de fapt în cimitirul de la Țiganca? Care era profilul soldaților și ce se știe astăzi despre acești eroi? Detalii, cu părere de rău, noi nu putem, fiindcă mulți sunt informați acolo necunoscuți. Dar să știi numărul lor, ofițeri și soldați români care s-au pus scopul să elibereze Basarabia de sub ocupația Uniunii Sovietice. La invitația ambasadei României, în fiecare an de ziua eroilor, asociația se prezintă acolo când cu veterani. Mai înainte era așa, acum cu păreri de rău, numelor nu sunt toți transportabili și nu ne putem prezenta, de în numele lor eu mă prezint, ca să ne închinăm, să ne plecăm capul la cei care au îmbrăcat haina de militar, au trecut prutul și au luptat, sacrificându-și tinerețea pentru eliberarea Basarabiei și pentru țară, neam și credință, cum am spus eu. Cu păreri de rău, ei când s-au întors, mulți veterani care au supraviețuit acelui calvar, celui de-al doilea război mondial, s-au întors în altă țară. Și pe parcursul anilor, până în anii 2000, cu păreri de rău, au fost numiți ca dușmanii poporilor. Dacă veteranii de război armate sovietice se întruneau la 9 mai și sărbătoreau ziua victoriei, că așa era ideologia sovietică, aceilalți, mai ales în orașe, cu păreri de rău, nu participau la așa evenimente. Erau uitați. Special erau dați uitării. Ignorați. Astăzi poți vedea mulți veterani care poartă un șir de medalii, pe când veteranii de război armate români au la piept crucea comemorativă și insigna cel de veteran de război. E regretabil faptul ăsta. E regretabil. Și în acest an, domnule Postovan, s-a pus și o piatră de temelie, o piatră de temelie pentru o viitoare mănăstire, pentru că Episcopia Basarabiei de Sud, în Episcopia Basarabiei de Sud va fi construită complexul mănăstiresc în memoria eroilor români înfumați la Țiganca. În viziunea dumneavoastră, care e semnificația acestui locaș sfânt? Pentru că vorbim, practic, despre o întreagă obște mănăstirească.
Și aș spune că nu mai ar fi un punct de pelerinaj și cei din apropiere care aduc totdeauna la sărbătoarea eroilor când se întrunesc acolo toate satele din prejurime. Dar se face tadeum sub cer liber. Uneori plouă sau anotimpul nu ne permite. Și mănăstirea asta este binevenită de a face acolo o slujbă de pomenire creștinească pentru toți creștinii și cei care vor veni să îi pomenească din România și din Basarabia, pe cei eroi care au căzut pe câmpul de luptă din această localitate. Domnule Cataraga, dumneavoastră menționați că personal vă leagă foarte multe amintiri de nemijlocii despre Țiganca și nu numai. Vă rog să ne împărtășiți câteva dintre acestea. Prima dată am vizitat acest loc în anul 2003. Ocazia a fost următoarea. În anul 1997, Republica Moldova a semnat convențiile de la Geneva cu privire la reguli de purtare a războiului, atitudinea față de humările militare și așa mai departe. Și tocmai în 2004, această convenție a fost ratificată de către Parlamentul Republicii Moldova. Imediat a început o serie întreagă de acțiuni cu reprezentanții diferitor state în ceea ce privește identificarea humărilor militare, a cimitirilor militare, a monumentelor militare, a tuturor statelor care au avut aici pierderi pe teritoriul nostru. Și acest lucru se referă nu numai la războiul mondial, la toate războaiele, toate conflictele care s-au perindat pe teritoriul nostru. Datorită acestui lucru, în 2004 am vizitat Țiganca, unde s-a identificat locul pentru prima dată, unde a fost cimitirul. Și țin minte foarte bine, era locul, teritoriul unei foste ferme de porci, special care a fost construită pe semintele celor căzuți și înhumați în acest cimitir militar. Acesta era o metodă propagandistică sovietică de a da uitări absolut orice loc de acest gen. Repet, acest lucru se referea nu numai la ceea ce s-a întâmplat în perioada războiului mondial, la toate humările militare care au fost pe teritoriul nostru. Atunci am participat, au venit reprezentanții oficiului culturilor pentru prima dată la noi în Moldova, am vizitat acest loc. Ne-am deplasat și au spus că, uite, mai mult ca precis, dar în 2 ani de zile acest cimitir va fi renovat și va fi o deschidere oficială. Nu am crezut acest lucru, dar vreau să spun, tot în 2004, pentru prima dată la noi, Republica Moldova, a fost petrecută o ceremonie oficială de comemorare a eroilor armate române căzuți aici la noi în Basarabia, în localitatea Tabără, raionul Orhei. Țin minte, am participat la această primă ceremonie oficială, s-a permis acest lucru. Deși era regimul lui Voronin, totuși acest lucru s-a permis și este și normal să se respecte niște convenții internaționale. Cam mai apoi, în 2006, a urmat redeschiderea oficială a acestui cimitir și acea ceremonie în cadrul căreia a participat nemijlocit și regele României Mihai I. Anume acolo am făcut cunoștință cu maestatea sa și datorită acestui lucru, peste un an de zile, am fost invitat cu studenții mei Facultății de Istorie a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă la Palatul Elisabeta. Și pentru noi a fost 4 ore de discuții tet-a-tet cu regele, întrebări-răspunsuri. Pentru noi a fost o șansă nemai văzută de a pune întrebări unui contemporan a acelor evenimente și a afla istoria așa cum a fost ea și nu istoria ideologizată și ceea ce uneori servește ca metodă propagandistică în ziua de astăzi. Asta a fost realitatea și mi s-a oferit acest lucru, această șansă în perioada respectivă. Prin memoriile pe care ni le împărtășiți, cumva ați depănat și acele etape de a ajunge inclusiv până în punctul în care se inițiază și construcția unei mănăstiri, pentru că construcția complexului mănăstiresc în memoria eroilor de la Țiganca reprezintă un ansamblu monastic tradițional cultului creștin-ortodox, alcătuit din 3 volume principale, Clopotnița, Biserica de Vară și Paraclisul, în jurul căruia sunt amplasate celelalte obiective necesare activității unei mănăstiri. Mai mult detalii despre proiect, dar și despre motivația de a-l realiza, aflăm în continuare de la domnul Vasile Iremciuc, specialist principal arhitectură și urbanist, verificator de proiecte la Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor. Bună seara! Bună seara!
Domnule Eremciuc, în contextul bătăliei de la Țiganca, discutăm și despre complexul mănăstiresc în memoria eroilor români. Cunoaștem că în urma demersurilor Episcopiei Basarabiei de Sud ați finalizat proiectarea acestor construcții și s-au obținut autorizația de pornire a lucrărilor propriu-zise. Vă rugăm să ne spuneți la ce etapă se află acum. Deci la moment proiectul de execuție se află, putem spune, pe ultima sută de metri. Deci noi am finalizat ciclul 0 și compartimentul arhitectura și rezistența practic la tot complexul. Tranșa în 1, în afară de biserica de vară, deci cea, elementul principal a complexului monahal. Deci acum suntem la elaborarea infrastructurii, sau mai bine zis, a rețelelor interioare și exterioare de alimentare cu energie electrică, apă, canalizare, energie termică. Deci avem niște probleme de ordin tehnic, trebuie să convenim cu TSA, episcopul Basarabiei de Sud, în vederea clarificării întrebării cu aprovizionare cu energie termică. Și avem probleme cu gazele naturale și cu sursa de alimentare cu apă. Practic, ceea ce este acum, la moment, acolo este insuficient și trebuie să ne raportăm la conducta de apă, diametru 100 mm. Domnule Eremciuc, acest proiect... Astea sunt, deci pentru a evalua proiectul sau întocmi de vizul general, deci avem nevoie de finalizarea întregului proiect, inclusiv și infrastructură. Deci la moment demarate lucrările, autorizația de construire este obținută, deci ciclul 0 este demarat. Ce înseamnă ciclul 0? Deci noi trebuie să construim partea subsolului până la planșeul ciclului 0. Acest proiect are o însemnătate socială și culturală deosebită pentru românii din Basarabia. Domnule Eremciu, care a fost motivația dumneavoastră profesională, dar și personală, de a vă implica în realizarea lui? Personală, motivația a fost dragostea față de istoria Baiului Natal, una la mână, a doua, fiind inclus în procesul ăsta de eliberare națională și am interesul față de istoria acestui plai. Deci și când am aflat despre această bătălie care s-a petrecut în timpul 22 iunie 16 iulie 1941, da, de a fost cea mai mare bătălie timpul pentru eliberarea Basarabiei din cel de-al doilea război mondial. Deci unde au căzut practic undeva, nu undeva, dar ca 2400 de soldați români. Iar în acest loc au fost înmormântați 1020 de soldați tineri români, cei care au trecut primii prutul pentru eliberarea Basarabiei. Și faptul cum s-au comportat autoritățile sovietice față de acești martiri ai neamului m-a șocat într-o măsură oarecare. Și atunci când a apărut această idee de a comemora și de a înveșnici memoria acestor eroi, mi-am expus dorința de a elabora acest proiect. De a vă implica. Asta a fost circa 10 ani în urmă, tocmai în acel timp, fiica Elena Stuza, cum era
absolvente a facultății de arhitectură și am propus această temă ca proiect de diplom. Și ea s-a izprăvit cu succes, deci împreună, practic, eu am fost conducător de diplomă și am elaborat proiectul propriu-zis a acestui complex, dar a stat, trebuia să aștepte 10 ani de zile până anul trecut, când această temă a revenit pe ordinea de zi și ne-am încadrat la rugămintea unor compatrioți de-ai noștri, în special a doamnei Liliana Gore-Costin, care este un consilier și se află în București, și autoritățile, fiindcă autoritățile Mitropoliei Basarabiei începuse cam cu stângul construirii acestei mănăstiri, deci puțin s-au bătut de la concepția inițială, deci avem astăzi construit acolo sericuț în loc de arhondaric, dar lucrurile se totuși până la urmă s-au corectat. Sper să închegăm acest ansamblu până la capăt, să obținem un ansamblu de importanță națională. Domnule Renciu, așadar, pentru început, proiectul a fost cercetarea fiicei dumneavoastră pentru teza de licență, dar astăzi, câte zone prevede planul general al proiectului? În ce stil vor fi realizate construcțiile? Astăzi avem practic aceeași concepția principală a rămas. Avem zona, să spunem așa, administrativă, avem blocul administrativ împreună cu Paraclisul. Deci pe dreapta Paraclisul se află cu biserica și cu clopotnița pe o axă centrală. În jurul lor se conturează, deci sunt amplasate blocul administrativ cu muzeu al istoriei acestei bătălii și a ținutului propriu-zis din zona respectivă. Avem tot ce ține de un complex monastic, o trapeză cu ateliere de pictură și de meșteșugărit. Avem un bloc de chilii, deci în două nivele toate aceste construcții și casa starețului. Așa, deci în linii generale acestea ar fi. Toate atribuțiile, zona gospodărească, mai sus în spate, ca să nu fie observată din panorama văzută din partea prutului. Așa, și deci biserica care este astăzi, bisericuța care este construită și funcționează, toate construcții, bordeiul sau acea prima construcție unde când venisem aici la teren și locuia un călugăr în care dormea în sicriu și la moment, deci nu mai este. Domnule Remciuc, noi vă mulțumim pentru informații, pentru viziune, să fie cu Doamne ajută. Toate bune! Doamne ajută cu succese și să ajute Domnul să o scoatem la bun sfârșit. Avem toată speranța și vom face totul posibil ca să, la timp, să furnizăm documentația de proiect. Așa să fie, cu speranțe. Toate bune! Domnule Cataraga, pe axa timpului, care a fost soarta cimitirului de la Țiganca, dar și altor locuri și cimitire
de cult dedicate ostașilor români din apropiere? Practic, din experiență personală, am participat cu, la majoritatea întrunirilor cu colegii din cadrul Asociației Culturilor din România, am vizitat majoritatea cimitirilor de pe teritoriul Basarabiei și aș spune, realmente numai vreo 5 cimitire au rămas intacte, printre care cel mai intact, așa mai bine păstrat, este din Slatul Slobozia Horodește, în drum spre Țipova. În rest, majoritatea cimitirilor au fost distruse special, au fost construite brigăzi, tractoare sau ferme. Pentru a da uitarea, nu rămâne nicio urmă din ceea ce a fost din perioada războiului mondial, dar am spus și nu numai. Acest lucru se referă la toate cimitirile străine, cu excepția celor sovietice, pe teritoriul Republicii Moldova, dar în general și pe întreg teritoriul a fost Uniunii Sovietice. Asta era o politică generală de a distruge și de a da uitare că uite cineva a fost pe teritoriul respectiv și ce s-a întâmplat realmente. Sunt cimitire, chiar am găsit în cimitirul central din Orhei. A rămas o cruce extraordinar de frumoasă, care tot a fost instalată acolo în perioada războiului mondial, dar crucile celor mormântați sunt răspândite prin întreg cimitirul. Au fost pur și simplu scoase și duse la capătul altor decedați care au fost mormântați mai târziu în acest cimitir. S-a păstrat relativ bine cimitirul acela care l-am pomenit, satul Tabără, raionul Orhei. Sau localitatea Nicolaeu, Camana, la fel. Dar sunt sate care acestea s-au păstrat bine pentru că satele acestea sunt puțin mai departe de centrele orășănești, de drumuri, de șosele, de căi ferate, etc. S-au păstrat. Cele care au fost mai aproape de acest lucru, ca de exemplu cel de la Țiganca, prin trece cale ferată, nemijlocit canot de cale ferată, bineînțeles că a fost distrus. Sau în satul Micleușeni, care la fel pierdere mare suferită armata română, în timpul înaintării sale pe Valea Dolnei și a Micleușenului, Lozova, Vorniceni. A fost distrus totalmente și construit o brigadă de tractoare deasupra lui. Și abia tocmai în anii 2000 acest cimitir a fost la fel restaurat ca și multe altele pe teritoriul nostru. Domnule Postovan, ați dorit să comentați? Da, vreau să adaug aici, în afară de cele menționate cimitire care de acum, am participat la invitația Ambasadei României de a inaugura la Feșteliță, raionul Ștefan Vodă, la Sorocă 1, la Hâncești în Nemțeni, da. De acum, de Tabără, dumneavoastră a spus, Micleușeni, și e preconizat în continuare și cimitirul care mulți cetățeni ai municipiului Chișinău își doresc să vadă cimitirul eroilor renovat, așa cum a fost el pe timpuri. Cimitirul din strada Decebal. Da, Decebal. Este cimitirul din strada armenească a soldaților și ofițerilor români, majoritatea ofițeri români, care au participat în primul război mondial. Exact acolo, pe strada Decebal, se află și o seminte a 17 naționalități, după cât eu țin minte, da? Începând cu polonezi, ruși, ucraineni, bulgari, români, nemți, ungări. Soarta acestui cimitir din municipiul Chișinău este cea mai dramatică, de fapt, da. Pentru că acolo sunt mormântați, la început a fost cimitir de regiment, a unui regiment rus, a Imperiului Rus. Mai târziu acolo au fost înhumați cei care au decedat în perioada războiului de independență 1877-1878. Din cadrul armatei Imperiului Rus erau adus aici în Chișinău caraniți. Într-un spital militar, mai apoi din cadrul primului război mondial, au fost mormântați și nemți și cehoslovaci și polonezi și francezi, ruși, bineînțeles, ruși am în vedere toți cei care erau din Imperiul Rus. Da, da, da. Români, etc., etc. Și de acum urmează ultimul episod de războiul mondial, humarea soldaților ofițerilor armate române în același cimitir. Este un cimitir internațional cu istorie foarte și foarte veche, dar uite că din interese politice chiar și aici s-a acționat foarte meschin. La fel totul a fost distrus, a fost construit un spital de tuberculoză, care mai târziu a fost
ras de pe fața pământului și inclusiv și acest spital, teritoriul vândut, și până în ziua de astăzi statutul acestui teritoriu este unul total neadecvat. Toți știm că trebuie să respectăm dreptul internațional la acest capitol și să purtăm cinste eroilor căzuți, indiferent de națiune, de partea cui au participat, dar acest cimitir, am spus, este unul internațional și cu o istorie foarte și foarte veche. Și uite că anume în acest cimitir, unde trebuie să dăm dovadă de compasiune, dar și de bună educație, de cultură, aici nici acum noi nu putem... Nu putem, fiindcă terenul aparține unui oligarh, hai să spunem da. Așa. Dar tot știu cui aparține. Da. O frumoasă tentativă de a cinsti memoria eroilor este și proiectarea acestui complex memorial cultural, iar la cimitirul de la Țiganca are o importanță mare pentru românii care știu să cinstească memoria înaintașilor și să nu uite de sacrificiul lor și de cea mai mare jertfă, viața. Discutăm acum cu doamna ambasadoare Iuliana Gorea Costin. Bună seara, doamna Costin! Bună seara! Bună seara telespectatorilor noștri, dar și invitaților din platou TV Moldova. Ne bucurăm că ne sunteți alături. Doamna Costin, dumneavoastră, în repetate rânduri ați fost la ceremoniile de oficiere a slujbelor de pomenire și cinstire a eroilor români căzuți pe câmpul de luptă sau pierduți fără de știre. Vă întrebăm cum cultivăm această pietate, această recunoștință în rândul celor tineri, celor care reprezintă viitorul? Cum creăm această legătură, punte, dintre trecut și viitor? În primul rând prin memorie, pentru că memoria este un act de justiție. Aș vrea să amintesc că, de fapt, pământul Moldovei de răsărit, Basarabiei, este împresurat cu semintele ostașilor români, celor care au apărat acest pământ cu prețul vieții lor, dar iată că atât memoria lor, cât și în mare parte conștiința românilor din acest spațiu s-a încercat a fi îngropată. Îngropată pentru a uita cine suntem, pentru a uita ce limbă vorbim, pentru a uita încotro mergem și pentru a uita care ne este țara și patria adevărată. Iată însă că la Țiganca s-au făcut mari eforturi pentru ca să se înalți un cimitir. Îmi amintesc încă în 2003 proaspăt angajată în urma unui concurs la oficiu pentru relația cu Republica Moldova în cadrul Guvernului României, am făcut primele demersuri referitor la situația din această zonă și anume osemintele ostașilor români dezgropați de porci și un fapt care îngrozea pe copiii ce se întorceau din localitate, de la școală din localitate. Iată că după mai multe demersuri s-a reușit a se înălța acolo un cimitir cu 1200 de cruci, de asemenea identificându-se în mare parte numele celor care au căzut. Am înțeles că a fost cea mai cruntă bătălie unde sângele curgea ca apa. Sunt lucruri înspăimântătoare, dar în același timp sunt lucruri sfinte de care nu numai că trebuie să ne amintim, dar care trebuie să ne mobilizeze, pentru că memoria, pe lângă justiție, memoria înseamnă și acțiuni concrete și fapte concrete. Iată de ce, de mai multe ori în ultimul timp, nu numai că am făcut niște drumuri la Țiganca, dar am reiterat cu diverse ocazii o chemare către cetățenii Republicii Moldova conștienți, dar și celora din România, pentru a veni în sprijinul înălțării acolo a memoriei eroilor români căzuți la Țiganca, dar în același timp simbolic în memoria eroilor căzuți pe teritoriul Republicii Moldova, actuale Republicii Moldova, în apărarea acestui pământ. La 22 iunie am fost din nou la Țiganca, de data aceasta amintind că România a intrat în război, de fapt pentru a reîntoarce Basarabia, iar lupta a fost una foarte și foarte crâncină. Iată că după pactul Ribbentrop-Molotov, atunci când s-a împărțit lumea și Basarabia a revenit din nou ca pradă Uniunii Sovietice, la 22 iunie, ostașii români au trecut prutul pentru a recupera Basarabia. Așadar, noi cei care la școală am fost învățați doar că la 28 iunie am fost eliberați noi românii de către români, ciudățenii din acestea erau frecvente în istoria sovietică,
Iată că a trebuit să aflăm între timp, în mare parte singur, autodidact, ce s-a întâmplat la 28 iunie. La 28 iunie, România a cedat, asemenea mamei din povestea lui Solomon, copilul Basarabia, pentru ca să nu-l dărâme total ceea ce însemnau tancurile rusești și presiunea sovietică. A fost cedată doar pentru o perioadă, pentru ca să se revină mai apoi și să se încerce recuperarea acestui pământ. Eu personal regret că și până în prezent acest pământ care trebuie retrocedat României pentru că a aparținut de facto dintotdeauna, de facto și de iure, rămâne încă o monedă de schimb între marele puteri, iar teritoriul dintre Nistru și Prut, un poligon de experimente. Am vorbit despre Moldova, poveste de succes care a ajuns la furtul miliardului și iată că recent se pare că trăim Biblia pe viu, pentru că în încercarea de a-l pedepsi pe Barbara, cel care concura cu Iisus Hristos, se pare că ridicăm pe cruce pe cei care au pledat și pledează întotdeauna pentru dreptul nostru firesc de a fi împreună cu țara. Nu la poarta țării, nu strajnicii țării, ci în casa țării. E un ideal sfânt pentru care am pledat și voi pleda întotdeauna. Acest lucru ar trebui spus generațiilor în creștere, pentru că numai aceasta ne va ajuta, redobândirea acestui drept al nostru ne va ajuta să devenim o țară respectată, o țară prosperă, o țară integră. Și numai acest lucru va pune capăt umilinței prin care trec de atâția ani de zile cetățenii Republicii Moldova la limita supraviețuirii sau cei care au fost nevoiți să ia drumurile Europei pentru cele mai umile munci, cele mai necalificate, drept o forță de muncă ieftină. Este important ca generația tânără să înțeleagă aceste lucruri, să analizeze atât din punct de vedere istoric, cât și geopolitic și geostrategic, care este condiția noastră, a celora care ne-am născut, am crescut și am fost educați între Nistru și Prut. Așa să fie, memoria ca act de justiție, cum ați menționat și dumneavoastră. Doamna Costin, s-a inițiat și o campanie de colectare de fonduri pentru construcția mănăstirii de la Țiganca. Care ar fi îndemnul dumneavoastră pentru autorități, dar și pentru cetățenii în acest sens, să contribuie? În primul rând, aș vrea să mulțumesc arhitecților Gică și Vasile Ierimciuc, cei care s-au angajat necondiționat și au făcut un proiect pe măsura memoriei celor care au căzut la Țiganca. Și în al doilea rând, aș vrea să îndemn pe fiecare cetățean român, de o parte și de alta a Prutului, cu atât cât poate fiecare să contribuie. Astfel de gesturi s-au mai făcut în România. Un leu pentru Ateneu a fost un gest excepțional care a contribuit la restabilirea ceea ce înseamnă această bijuterie muzicală și simbolică a României. Îmi amintesc că după moartea lui Grigore Vieru a lansat de asemenea o astfel de campanie pentru înălțarea unui monument al lui Grigore Vieru la București și s-a găsit cineva, un oligar, care a răgat pentru a înălța acest monument. Am refuzat însă pentru că am considerat atunci și consider acum că trebuie să dăm dreptul fiecare cetățean bunăvoit, cinstit, onest și muncit să participe la o asemenea lucrare sfântă. Nu în zadar și în folclorul nostru, dar și în înțelepciunea populară, nu odată suntem îndemnați să contribuim la înălțarea ceea ce înseamnă loc de mântuire, loc de închinare și de mântuire. Într-adevăr, fiecare gest contează, fiecare gest aduce o piatră, practic, în acest complex monahal. Doamna Costin, vă mulțumim frumos pentru intervenție și mulțumim pentru eforturile pe care le realizați. Toate bune! Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această emisiune. Doamne ajută! Mulțumim! Doamne ajută! Stimați domni, care ar fi acele lecții importante pe care ar trebui să le învățăm din această memorie a marilor conflicte în ceea ce privește redobândirea memoriei naționale? Pentru că nu vorbim despre o redobândire pentru noi, dar pentru generațiile viitoare. Credința naște eroi.
astfel tânără generație trebuie astăzi să înțeleagă că prin că trăiește liber, visează, speră la ceva, asta e datorită sacrificiului celor care au căzut pentru credință, neam și țară. Nicătând la aceea că pe primul plan el punea dragoste de patrie, de țară. Ce vreau eu să spun? Că astăzi, în Republica Moldova, multe sate și orașe s-au despărțit de istorie vie a celui de-al doilea război mondial, cel mai sângeros război. Și noi astăzi trebuie să-i cinstim pe cei care au mai rămas, să le mulțumim. De ce e anul ăsta când a fost lansată la Ziua Eroilor o acțiune a Ministerului Apărării Naționale a României, a Casei Regale, pentru a le mulțumi acestor veterani care au supraviețuit până în ziua de azi și au atins vârsta de 96-102 ani care sunt în Republica Moldova, dar știu că în România au ajuns la vârsta de 106 ani, ne așteaptă cu drag ca să ne povestească ceva despre război. Dar noi vinim să le strângem mâna, să le mulțumim pentru ceea ce au făcut. Un simplu gest în semn de recunoștință, da. Într-adevăr, domnule Cătrag. Eu, ca specialist în domeniul de istorie militară, aș atrage atenția asupra următorului lucru. Marea problemă a populației basarabene a fost următoarea, că au fost mobilizați atât în armata română cât și în cea sovietică. Și mulți au luptat până în 44 în armata română, iar după aceasta în armata roșie. Nimeni nu a întrebat, în primul rând, dacă au dorit să lupte. Au fost mobilizați și trebuie să înțelegem acest lucru, că soldați, ofițeri, că sunt mobilizați și trimiși la război, acest lucru se întâmplă, de fapt, forțat. Și ei nu sunt de vină că au fost mobilizați într-o armată sau alta. Ei și-au îndeplinit datoria și au fost la datorie. Și pentru acest lucru noi trebuie să le purtăm respectul. Majoritatea, conform voi vorbi din domeniul psihologiei militare, acum vă să dau statistică, numai 30% din bărbați sunt apți pentru a lupta. Mai mult de atât nimică. 70% sunt simplă carne de tun. Și bine, acele 100 de milioane de jertfe umane din perioada războiului mondial, ne punem întrebarea, pentru ce și-au dat viața? N-are importanță în care tabără, dar au și-au pierdut viața fiind la datorie, într-o tabără sau în alta. Indiferent de situație, indiferent de interesele politice și așa mai departe. Și aș menționa aici următorul lucru. Este datoria noastră să le purtăm respectul. Pentru că ei, într-adevăr, și-au făcut datoria indiferent de opțiunile lor politice sau doleanțele lor. Domnule Postovan, pe scurt, vă rog, ați vrut să completați. Da, da, am vrut să adaug aici referitor la un exemplu care este de la Creuleni, din Slobozia Dușca, un veteran care a luptat în armata română, pe urmă a fost încadrat în armata sovietică, roșie atunci se numea, și a mers până în Polonia. Deci sunt mai multe exemple, dar unul, 102 ani care a împlinit, el, în afară de ce că a fost veteran, s-a întors, a suferit război, a suferit foame și după aceea a fost încadrat și deportat în Siberia de gheață. Domnilor, domn, vă mulțumim pentru prezența în această emisiune, pentru viziunile și datele aduse. Doamnelor, domnilor, au murit pentru țară, pentru popor, au purtat la piept tricolorul. Sunt ei eroii neamului nostru, cei care au luptat pentru libertate, dreptate, pentru patrie, memorie veșnică. Mulțumim pentru atenție. Glorie eternă!